Predarea, primirea lucrărilor la noua sală de sport din stațiunea Sărata Monteoru, cu o capacitate de 150 de locuri, a avut loc astăzi în prezența reprezentanților firmei constructoare a primăriei Merei și a Companiei Naționale de Investiții, cea care a finanțat investiția. Dotările care sunt la ora actuală sunt cele de proiectate, respectiv terenul de handbal, care prin STAS are 40x20, e mai mult decât funcțional pentru că are și celelalte spații de siguranță. Prin asta am spus și suprafața sălii cât este. Deci handbalul, volei, basket, proiect. Dar de aici încolo se poate vorbi de multifuncționalitate. Vreau să mulțumesc firmei care a făcut această lucrare și celor de la Compania Națională care au fost prompt la aceste lucrări și s-a rezolvat foarte repede și sper că în câtva timp după ce rezolvăm și problema gazelor în această sală să începem să dăm drumul la cea competitivă, să aducem sportivi. Odată intrată în posesia primăriei Merei, sala sporturilor din Sărata Monteoru va fi branșată la rețeaua de gaze. Se estimează că noul obiectiv va fi dat în folosință la primăvară. Da. Mai este un singur episod, această trecere între predare constructor, predare primărie. Așa, e simplu, e branșamentele urmate de probe conform normative. Da, da. Da. Colaborăm. Prima punere în funcțiune o fac ei și. Prima punere în funcțiune. Construcția dispune de toate dotările necesare unei săli de sport moderne. De noul obiectiv ar putea beneficia echipe de fotbal, handbal, volei, basket, dar nu numai, care aleg să-și desfășoare perioada de pregătire în stațiunea buzoiană Sărata Monteoru. În primăvara anului viitor, de jur împrejurul sălii de sport de la Sărata Monteoru, se vor amenaja o parcare auto, dar și un părculeț de joacă pentru copii.